Unghi un cucă. Ei. Corespondente. Nu, deocamdată au ieșit din asemănare. Și da. Acum le iei pe două din unghiurile acelea cu M cu N deoparte. Cum unghiul M congruent cu N. Dedesubt adaugi pentru dreptele care le iei M, N și BC cu secanta AB. M, N. Și BC. Secanta, așa. Acolo, din toate acestea, N și C apar dreptunghiuri, N, virgulă, C apar unghiuri corespondente, da? Congruente. M, N, corespondente, congruente. Și rezultă din asta că le obligă pe cele două drepte. N-au ce face. Mână paralele cu BC. Așa, mână paralele cu BC. Sublinează acest rezultat, mână paralele cu BC. Și cum ai avut pe celelalte două înainte, trei erau da. Deja rezolvate, înseamnă și că ai toată... toate astea rezultă. Da, rezultă că... că FG paralele cu DE paralele cu mână. Așa. Deci ai în clipa asta totul dovedit. B acum. Așa. În B știm că FG e egal cu 3. Da. Știu cum putem să-l aflăm pe... pe BC. Da. Că DE e linie mijlocie și știm că e 6. Deci BC le scrim așa. Am demonstrat că DE linie mijlocie între unghiul. Ca să fie redactat, ți-am zis că numai rezultate nu înțelege la ștaie. Linie mijlocie în ABC. Da. Și rezultă că BC BC egal cu 2, de două ori BC-ul este de două ori D. Nu, BC-ul e linia mijlocie ori 2. Da, adică BC-ul este dublul lui DC, da? Așa scrim. BC, da. MN, sau nu mai am obosit. Deci e vorba de cine? BC de două ori DE, nu? Da. BC egal cu de două ori DE. Și egal mai departe cu... și egal cu 6 ori 2, egal da, cu 12. Și l-am aflat pe BC. BC, trebuie să mai aflăm pe MN. Și pe MN și pe EF... FG știm. L-ai aflat mai înainte tu da. Undeva. Da. Dar acum la punctul B trebuie toate aflate, nu? Autorul ce ți-o cerut? Nu toate astea trebuie aflate? FG... da, putem scrie asta din nou. Eventual scrie că FG acela este linie mijlocie în nu știu ce triunghi, da? FG linie mijlocie. În ADM. Da. Și rezultă că FG egal cu DE pe 2 egal cu 6 pe 2 egal cu 3. Corect. Foarte clar. Deci când ai punctul B, vreau să fie toate lucrurile acestea redactate, cum ți-a cerut autorul la punctul B. Că dacă le-am amestecat și am dat niște răspunsuri pe acolo și de la A și la B, nu-i bine. Da. Și mai ai pe, de aflat pe mână. Da. Și cum o să afli? Undeva unde ți intră mână în discuție. A, și... cred că știu. Unde ți intră mână? Păi ar veni aici, la proporționalitate. Sigur că da. Deci, spunem cum... mână... a. Cum mână supra BC egal cu... mână supra BC egal cu 3 pe 4. Da, așa. Echivalent cu... mână supra 12 egal cu 3 pe 4. Da. Rezultă că mână egal
cu 3 ori 12 supra 4. Simplificăm. Și e egal cu 9. Și l-am așa și pe mână. Abia acum am pus punct. Din nou, Ioana, ce crezi tu că a lucrat foarte tare în problema asta? Cazurile de asemănare. Oare când te-ai dus tu pe acolo, pe, ai vrut tu să cauți ceva ca rezultat să opărăți problema asta? Există și o reciprocă a paralelor echidistante? Nu. Aici ce spune teorema? Paralelor echidistante. Și nu are și o reciprocă? Nu. Dar Thales are reciprocă? Da. Cumva puteai să folosești și reciproca lui Thales, poate, mă gândesc. Da, ca să, să demonstrezi că paralele. Sunt paralele. Păi vezi. Deci puteai să demonstrezi și reciproca așa asta. Că tu ai avut chestia asta. Dar, de fapt, din reciproca, tu ai demonstrat-o. Când ai folosit cazul de asemănare al doilea, când ai spus fie da. Triunghiurile acestea și nu știu ce și cum raportul îl aveam la două, mă duc la al treilea, fac toate chestia aceea. Da. Deci, punctăm încă o dată. În afară de satisfacția aceea de a fi rezolvat problemele, trebuie să avem tot timpul în vedere. De aceea aș cer pentru data viitoare neapărat să ai clarificat tot ce am făcut. Dar cum clarificate? Înțelese și în stare să le demonstrezi. Da. Nu așa niște rezultate. Înțelese? Adică tu ce faci acasă? Ar trebui să-i reai încă o dată demonstrațiile, să le faci tu din nou la mână, probleme, să nu te uiți deloc, cum am și făcut pe, cu proful online când ne uitam pe lecțiile făcute. Da. Și vai ipoteza sub atâta și să redactez încă o dată așa la mână concret cum judecăm fiecare secvență, tot. Te vei putea ajuta și de film, că eu filmul pun pe internet, adică toată vorbăria asta și tot efortul făcut de mine pentru a puncta lucrurile acestea vor fi găsite de tine. Și repet, eu am făcut-o și în varianta aceasta în care, să spunem, tu n-ai avut timp să le vezi, dar lecțiile acestea sunt făcute la proful online. Iar clasa a șaptea, acum ai înțeles că trebuia făcută absolut tot. Da. Nu trebuia nicio lecție din acelea care deci sunt acolo înșiruite, nu știu câte lecții sunt, destul de multe, 100 și ceva de lecții făcute, toate trebuiau făcute la mână. Iar dacă ai început să descoperi plăcerea asta de a lucra, cu atât mai mult în săptămâna asta care urmează, când nu sunt lucrurile, abia orarul, abia nu știu ce este timp, berechet. Toată săptămâna să lucrez cel puțin 10 filme. Cel puțin 10 filme. Adică intri de acum în linie dreaptă ca să te poți pregăti cu adevărat. În afară de asemănările acestea și puse acum, nu rămânem numai pe asemănări și să pierdem timpul, ci ne uităm la lecțiile din urmă acolo la Prof Online, că vezi, sunt și chestiuni la algebră. Sunt slăbiciuni la care poți să, dintr-o egalitate de două fracții, nu, dintr-o proporție, cum scoți unul din termeni aceia. Unul din ei, că plusul celorlalți se mulțim împărțit la al treilea, trebuie să fie automatisme acestea. Nu mai stăm să analizăm și să greșim cumva. De aceea, repet, 10 filme pentru data viitoare. Și învi filmul ăsta, filmul al doilea, al treilea, al șaptelea, până la al zecelea, unde am rămas la 100, nu știu cât rămăsesem noi, că este important, repet, să ne intrăm în mână și să dovedim că ne aflăm într-o formă bună. Nu va, geometria în spațiu, când va debuta, nu ai nicio șansă dacă nu sunt lucrurile acestea de cunoscute. Așa, da, dragii, ne oprim aici. Sper că și această lecție va fi de mare folos și voi, cei care urmăriți, cei care ați făcut chestia asta la mână, comentariile te-au convins. Eu sper că te-au convins foarte mulți elevi care știu de asta. Cred că abia aștept să le spui colegilor tăi cu toată hotărârea, mă, să știi că eu am învățat după Prof Online și că am o șansă aveți și voi. Toți ceilalți care
vreți să găsiți, găsiți lecțiile acestea și vă puteți putea face treabă bună. Da? La revedere, dragilor! Pe curând!